Alege o persoană în raport cu care experimentezi lipsă de armonie în relație în acest moment. Având această persoană în minte, având imaginea omului respectiv în minte, dă-ți voie să te întrebi două lucruri. 1. Îmi doresc, măcar într-o anumită măsură, să controlez în vreun fel această persoană. O să observăm că de cele mai multe ori, dacă este experimentată lipsă de armonie în relație, într-o anumită măsură vrem să controlăm acea persoană. Fie că vrem să o controlăm să facă un lucru pe care noi îl considerăm ca fiind de făcut sau ca fiind potrivit, fie vrem să o controlăm în direcția schimbării comportamentului, fie vrem să o controlăm într-un fel sau altul. Particularitățile diferă, însă dorința de control este acolo. Ce avem noi de făcut dacă ne dorim armonizarea relației respective, este renunțarea la această dorință de control. Prin urmare, după ce ne-am întrebat, vreau să o controlez și cu sinceritate acceptăm că există niște dorințe de control, ne deschidem înspre a ceda controlul respectiv, înspre a ceda acea dorință de a-l controla pe celălalt și odată cu asta armonizarea intervine. Mai apoi, o altă întrebare ajutătoare care susține cedarea controlului și armonizarea relației sună în felul următor. Oare aș putea să decid acum să-i dau voie acestei persoane să fie așa cum această persoană este? Și pur și simplu adresându-ne întrebarea, suntem invitați să căutăm în interiorul nostru intenția acceptării și polaritatea acceptării. În momentul în care, la nivel interior, la nivelul a ceea ce putem numi inginerie interioară, ne schimbăm polaritatea renunțând la vrea să-l controlăm pe celălalt, ci acceptându-l așa cum este, dându-i voie să fie așa cum este el, fiindcă fiecare om este perfect fix așa cum este, chiar dacă noi nu putem traduce, procesa sau conștientiza acest aspect acum, o să vedem cum spontan relația cu acea persoană se armonizează, cedează controlul și dă-le voie celorlalți să fie așa cum sunt și vei experimenta relații armonioase.